Marius Șumudică revine în prim plan. Antrenorul vrea să plece de la Astra. Este nemulțumit de neclaritățile privind suspendarea sa. Șumudică a fost suspendat de pe 8 iunie până la începutul lunii august de FIFA. Acesta nu are voie să ia loc pe bancă la meciurile internaționale. În schimb, suspendarea dată de Federația Română de Fotbal intră în vigoare pe 22 iulie, odată cu prima etapă a noului sezon și durează până la finele lunii septembrie. De asemenea, în suspendarea de pe plan național, Șumudică nu numai că nu are voie să stea pe banca tehnică, dar nici nu poate conduce antrenamentele Astrei. Sunt mâhnit de tot ceea ce se întâmplă. Sunt foarte tentat să dau curs ofertei pe care o am. Voi lua o decizie în câteva zile. E o neconcordanță între ceea ce a trimis FIFA și ceea ce face FRF. Aici sunt suspendat de pe data de 22 iulie. Nici măcar de la Supercupă nu sunt suspendat. Cred că e mai bine să plec, a declarat Marius Șumudică la Digisport. Antrenorul Astrei a mai spus că oferta este de la un club care activează în Europa. În vârstă de 45 de ani, Marius Șumudică a ajuns la Astra în primăvara anului trecut. Sub comanda sa, echipa Giurgiu a reușit cea mai mare performanță din istoria clubului, câștigarea campionatului. Șumudică a bifat până acum 13 cluburi ca antrenor, având două experiențe în afara granițelor, în Grecia și Emiratele Arabe Unite.